Hutinașilor, aparent s-au schimbat o grămadă de lucruri în noul update din Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și hai să vedem ce s-a schimbat. Pentru că dacă mergi într-un anumit loc, aparent există o cameră secretă și sunt super curios dacă chiar există sau nu există. Așadar, o să-mi iau hoverboard-ul, îmi pun viteza așa 45 și trebuie să te duci către poștă, da? Dacă te duci către poștă, te duci așa frumos pe lângă ea și aici există locul acela secret unde se deschide ușa, iar acum trebuie să intri aici. Și acum, aparent, e o cameră secretă chiar aici, undeva în partea aceasta, bro, da? Deci dacă te uiți, se văd rafturile astea răsturnate și dacă te uiți aici este zid. Trebuie să-ți iei un pătuț, hai să iau pătuțul și să-l pui undeva lângă rafturile acestea, ceva de genul ăsta, și să te gliciuiești în perete și ia, opa, am văzut ceva acolo, băi, chiar am văzut ceva acolo, dar trebuie pus pătuțul mai bine, pentru că aparent nu a fost pus destul de bine. Bă, nu mă lasă să pun pătuțul aici? Pe bune? Ok. Ia. Poate acum? Acum ar trebui să fie în regulă. Și, bă, nu mă lasă să trec. Se vede ceva acolo? Se vede? Am reușit! Și într-adevăr este o cameră secretă aici. Bă, deci mitul acesta este 100% adevărat. Mamă, chiar nu credeam că mitul acesta o să fie adevărat, dar aparent chiar există o cameră secretă. O să mai testez și alte mituri. Ia, hai să-mi dau reset. Deci o să-mi dau reset ca să ies de aici. Și hai să vedem următorul mit, care ne spune că poți să folosești piscina unei case ca o cameră secretă. Și pentru asta trebuie să te duci să îți cumperi o casă. Puteam să mă teleportez direct aici fără să-mi dau reset, dar am uitat de treaba asta și ai nevoie de o casă. Oare ce casă are piscină? Stai așa că știam. E casa aceea cu, cum îi spune, bă, uite asta, cu statuia în casă. Da, deja se vede statuia. Și aici în loc de statuie poți să îți pui o piscină, da? Așteptăm să se încarce și dăm acum aici la premium. Dacă dăm pe premium o să apară piscina. Și mitul ne spune că poți să folosești piscina aceasta ca și ascunzătoare. Dar cum poți să faci asta? Este destul de simplu, trebuie să noți așa pe aici și în timp ce noți în jos trebuie să îți scoți piscina, da? Deci pur și simplu o scoți și, bă, da, s-a creat deasupra mea înapoi statuia și, ia fiți atenți aici, acum am rămas blocat aici și nu știe nimeni că sunt aici, da? E ca o cameră secretă. Și dacă mă uit acum pe cameră, ia să vedem, ia, da, se vede statuia acolo. Ia uite, deci se vede statuia aici și eu practic acum sunt sub statuie. Băi, deci mitul acesta este 100% adevărat. Chiar poți folosi piscina de la casă ca și ascunzătoare secretă, da? Și acum ce trebuie să facem, ia fiți atenți aici că o să fac asta și sper să se și vadă, gen, dau așa, nu mă lasă că mă teleportează aici, dar dacă o să-mi scot acum piscina, pur și simplu acum mă văd și pe cameră, da? Ia, dau iară pe cameră și uite, sunt aici în apă. Deci mitul este 100% adevărat. Bun, hai să trecem acum la următorul mit, care ne spune așa, că dacă te duci la școală într-un anumit loc, o să vezi un mesaj. Și întâi vreau să mergem la școală. Deci o să-mi iau hoverboard-ul, viteză maximă, bun avem. Și școala este în partea asta aici. Acum ce trebuie să facem la școală? Trebuie să mergem în sala aceea unde studenții nu au voie, da? Adică aici. Și
Dacă te duci aici, ia fi atent aici, avem o listă și scrie așa, că trebuie să faci anumite lucruri, da? Trebuie să dai cuceară pe jos. Trebuie să pictezi sala de sport și ușile cel mai probabil. Și apoi, dacă faci toate nebuniile astea, o să primești un item secret. Deci ai aici o listă cu ce trebuie să faci. Însă, stai să vedem, avem ceară în Brookhaven? Bă, nu avem ceară, frate. Deci nu avem niciun dispozitiv cu care să poți să dai cu ceară sau ceva de genul. Hai să dăm așa cu mopul să vedem. Ia, dăm cu mopul pe aici, pe jos. Deci dacă cureți podeaua, poate acolo se referă, nu? Hudinașilor, să nu uitați să vă abonați și pe canalul meu secundar. Să activați acolo toate notificările, pentru că o să postez episoade și acolo. Se numește Mai Mult Hudinașul și îl puteți căuta voi sau îl găsiți în descriere. În partea asta, ia, să mai intru încă o dată. Da, deci trebuie să dai cu ceară pe jos. Poate se referă la mop. Pentru că uite, aici e și mopul. Am dat așa pe jos. Bun, trebuie să pictezi ușile. Dar cum ai putea să pictezi ușile, gen? Habar nu am, pentru că nu există un spray cu care să pictezi ușile, nu? Eu n-am văzut așa ceva, bro. Da, deci e clar. Deci mitul acesta este fake, bro. Deci trebuia să faci toate lucrurile astea de pe gen de pe listă și după aceea ar fi trebuit să primești un item secret. Nici măcar nu poți să gen să, cum îi spune frate, să pictezi sau nu. Stai așa, poate trebuie să pictezi aici sus, dar asta nu e sala de sport. Ia, stai așa, aici era un loc, uite aici puteai să pictezi. Poate trebuie să pictezi o ușă. Că scrie acolo doors sau poate mai multe uși. Ia, hai să pictezi mai multe uși. De exemplu, facem ușa verde. Așa. Și ușa roșie. Ce ușă alegi? Mamă, gata. Și asta o facem cu mânerul invers. Bun. Și aici facem așa puțin gen pământ. Ca și cum stă pe pământ. Adică stau amândouă, că amândouă sunt aici. Ca și cum stau amândouă ușile pe pământ. Bam, 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 bam. Bun, ok. Bă, deci am desenat două uși. Adică le-am pictat cum ar veni și am primit ceva nou. Am doar mopul și săculețul. Deci e clar, mitul acesta este 100% fake. Însă, mai există încă un mit aici. Există un mit care ne spune că te poți teleporta din camera aceasta în amfiteatru, da? Adică aici. Ăsta este amfiteatru cu scaunele astea așa și mitul ne spune că dacă te duci undeva aici lângă cutia asta, te poți teleporta. Bă, da! Chiar m-am teleportat! Chiar funcționează! Deci mitul acesta este 100% adevărat. Deci am avut aici un mit fake și unul adevărat. Ia să mai încercăm încă o dată. Deci trebuie să te duci aici lângă cutie și... Da! Te teleportează aici! Mitul este chiar 100% adevărat. Wow! Chiar mi s-a părut tare. Hai să vedem acum următorul mit care ne spune că... Dacă sari cu parașuta folosind o anumită comandă, ia, stai așa că mi s-a blocat aici săgeata, o să devii invizibil în Brookhaven. Hai să vedem dacă este adevărat sau dacă este fals. Punem așa hoverboard-ul și trebuie să mă duc să-mi iau parașuta de aici de la avion. Și aparent dacă sari folosind o comandă, o să devii invizibil. Hai să testăm să vedem. Deci trecem pe aici, mergem frumos și trebuie să îți pui comanda AFK, da? Deci scriem aici AFK, după care trebuie să te duci să iei parașuta și dacă sari așa cu parașuta, hopa hopa, bă, ce se întâmplă? Oh my god, Brookhaven-ul meu a luat-o razna, bro. Chiar credeam că o să mă facă invizibil,
Dar în fine, așteptăm să ajung jos, să vedem dacă într-adevăr se va întâmpla ceva. What? Ați văzut și voi cum făcea Brookhaven, nu? Bă, nu am devenit invizibil! Oh, no, bro! Deci, rip! Mitul acesta este fake. Bă, chiar am crezut că funcționează pentru o secundă. Pe bune! Hai să testăm următorul mit. Să vedem. Următorul mit ne spune că poți să stingi aragazul de la restaurant folosind furtunul de la mașina de pompieri. Sincer să fiu, chiar n-am încercat niciodată asta. Sunt curios dacă este adevărat sau dacă este fals. Avem nevoie de mașina de pompieri aici. Unde este mașinița de pompieri? Am trecut de ea, nu? Da, asta ar trebui să fie. Ok. Și hai să-i dăm drumul la foc aici la aragaz. Ia. Îi dăm așa pe maximum. Să ia foc. Bun. Și mă duc să iau repede furtunul. A luat foc acolo. Unde era furtunul? Unde era furtunul? Uite-l aici. Bun. Și hai să vedem dacă putem să stingem focul. Ia, ia, ia. Sunt curios. Se stinge? Bă, dau cu apă, dau cu apă. Bă, a luat foc mai tare. Asta a stins. Gata, am reușit, l-am stins. Mamă, deci și mitul acesta este adevărat. Nici măcar odată nu am încercat să văd dacă funcționează. Știu că dacă luai stingătorul funcționa, dar cu furtunul n-am încercat niciodată. Și aparent mitul acesta este 100% adevărat. Hai să vedem acum următorul mit. Mai există un mit care ne spune că acum în noul update poți să conduci motocicleta de la magazinul auto. Dacă nu știați, aici este o motocicletă pusă așa la vedere și în trecut nu puteai să o conduci, da? Aceasta este motocicleta. Hai să vedem dacă putem să furăm motocicleta de aici. Ia, morc pe ea, apăs să meargă. Bă, nu merge, bro. Ia să mă mai dau încă o dată și o să mă mai pun încă o dată. Nu merge! Deci, din păcate, și mitul acesta este fake, da? Motocicleta asta este prinsă aici și nu poți să faci nimic, absolut nimic cu ea. Hudinașilor, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!